Bunul milostiv Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească Liturghie de astăzi. Hristos, Preacurata Maică lui Dumnezeu, să vă răsplătească tuturor pelerinilor închinători care ați poposit și poposiți deseori în Sfânta noastră mănăstire și tuturor credincioșilor, credincioaselor, care veniți cu multă râvnă și credință spre Sfânta Icoană, Făcătoare de Minuni, a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu din Dealul Mare, Mănăstirea Hatuș. După inima dumneavoastră și după credința dumneavoastră și după evlavia dumneavoastră, să vă răsplătească Maica Domnului și 2-3 pași făcuți pe jos în numele Maicii Domnului, să-i numere și să vă-i păzească și să vă ocrotească totodată. Ne apropiem cu pași repezi de cele două hramuri ale Sfintei Mănăstirii noastre. Dar e bine să aveți parte și dumneavoastră la acest ospăț, la această masă, în ziua prăznuirii nașterii Maicii Domnului, unde de altfel sunt care oferă masa an de an doi credincioși care o să anunțăm atunci pe 8 septembrie, dar noi pentru 14 septembrie, unde din nou vor reveni mii de pelerini, această rânduială de peste 34 de ani, unde toată suflarea care urcă dealul Mănăstirii Hadâmbu după Sfânta Liturghie, rămân la masă. Este cea mai răsplătită faptă înaintea lui Dumnezeu și plăcută când oferi celui plământ mâncare și celui însetat apă. De aceea am găsit de cuvință să păstrăm cu sfințenie această frumoasă rânduială, plăcută înaintea lui Dumnezeu, dar și a oamenilor, unde toți pelerinii care se perindă la Sfânta Icoană Făcătoare de Minunea Maicii Domnului, să stea la masă după Sfânta Dumnezească Liturghie. Totodată mulțumim celor care ne sprijină cu alimente. Am spus-o deseori și voi spune-o, este o faptă nobilă să ajuți acolo unde nu-ți poate da înapoi ca un împrumut, cum facem noi acasă. De fiecare dată când ne simțim goi dinăuntru, ce facem? Strigăm la Dumnezeu, la Maica Domnului și la Sfinți, care sunt mijlocitori pentru noi păcătoși. Trist este că noi toți, când suntem atinși cu ceva, în nevoie, în nenorociri, în încercări, în multă suferință și boli, atunci avem un pic de teamă pe moment și ne rugăm mult. Când Dumnezeu ne-a salvat și ne-a tămăduit boala, suferința, sau ne-a primit cererea, imediat întoarcem spatele. Într-un cuvânt sau altul, Dumnezeu este iubit și căutat doar când este nevoie, când avem noi nevoie. Deseori suntem tentați să cerem cu toții, foarte mult cerem, dar nu știm ce cerem. Până și prin rugăciune cerem cei mai buni tot pentru noi. Mai puțin să ne rugăm pentru cei care sunt de lângă noi, în greutăți sau suferință. Mila lui Dumnezeu este chemată atât timp cât ești în pericol. Foarte mult făgăduim lui Dumnezeu, dar nu împlinim. Dacă avem o nenorocire, o încercare, o suferință, o boală, o greutate, făgăduim și promitem că vom fi mai buni, vom fi mai rugători, vom fi prezenți la Sfânta Dumnezească Liturghie în fiecare duminică. Vom fi postitori și vom face fapte bune. După ce ne-am văzut în căruță pe Românește, am uitat de existența lui Dumnezeu. Omul e tentat să caute zilnic minuni. În fiecare zi, el caută minuni. Nu consideră că harul preotului este dat de Dumnezeu Hristos, care l-a pus și este un sol al lui Dumnezeu și pe el se leagă și dezleagă păcatele omului și Dumnezeu asemeni, atunci căutăm acolo unde auzim noi cumva că s-ar face minuni. Într-un loc se deschide cartea, nu știu ce carte, în alte locuri calcă bolnavi în picioare, care mari dar de tămăduri prin picioare. Foarte multe păcați legători la cer. Căutați
mai degrabă să vă faceți canonul și pravela care vă dă duhovnic, ca altfel îl vom face în iad. Iar preoții sunt datori să nu pună poveri pe umile credincioși cu multe zeci de sute de metane. Parcă la ope n-am prea să-mi stupime Dumnezeu să lepte cum am învățat, cum am făcut duhovnic. Ai grijă, Părinte Nicodim, să nu dai mai mult de 10 metane la un credincios, că nici el nu le face și tu vei da răspuns înaintea lui Dumnezeu și El va da răspuns înaintea lui. Iar da Hristos să le facă pe cele 10, dar nici pe cele 10 nu le face. Și cu adevărat este că sunt unii, dacă îi întreb, păi dar n-am făcut nicio metane. Și nu prea obișnuiesc, Părinte, să fac metane. Bine, împărtășanea, avem pretenție să fim văzuți de popor când ne împărtășim, că suntem vrednici, să ne vadă neamurile, să ne vadă rudele și dacă se poate, ascundem că suntem nespovediți odată la un an și venim cu îndrăzneală, fără să ne cutremurăm, să cerem Sfintele Taine. Cum am avut și astăzi, eu foarte ușor răspund. Părintele Duhovnic va răspunde pentru fiecare fiu duhovnicesc în parte. Pentru a nu se face o sfinteală, când veniți la împărtășanea deasă, cum se spune în popor, când v-ați spovedit soră? După cum aș 6 luni de zile. Păi du-te la părintele de acolo, dacă practic așa ceva, cu 6 luni fără să spovedești, să-ți dea împărtășane. Păi nu face sfinteală pe lumea de biserică, se întreabă mereu ce cu femeia asta devine zilnic la împărtășanie. Cu duhovnicul fiecărui răspunde înaintea lui Dumnezeu. Și care duhovnic este iscusit, trimite un bilețel, are binecuvântare, Părinte, să se împărtășească, fiindcă i-am dat eu, am spovedit-o și fiind pelerin, n-a avut cum să vină la mine la biserică, i-am dat binecuvântare spre excursie pelerinaje și apoi poate să o împărtășiți. Ori așa ca să vii să ceri împărtășane, cum a venit o soră astăzi, ei, m-am împărtășit de ea, Domnirea Maicii Domnului, dar bine ar fi să mai da și astăzi. Adică fără nicio spovedanie, fără nimica, ca și când până și monahii și preoții, noi toți, fii călugă, fii preot de mine, n-avem voie să facem, să ne împărtășim atât timp, dar noi vă slujim Sfânta Liturghie.